În cursul zilei de ieri, copiii din comuna Bălăcița au avut frumoasa surpriză de a-l întâlni pe Moș Crăciun. Primarul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, susține mereu astfel de activități, menite să le aducă tuturor copiilor din comuna pe care o reprezintă zâmbetul pe buze. Iarna este sezonul celor mai frumoase sărbători ale anului. Iată că și în acest an Moș Crăciun a fost generos cu toți copiii de la grădinițele și școlile din comuna Bălăcița, astfel că fiecare copilaș a primit un dar de la moșul. Primarul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, fiind foarte bucuros de magia colindelor, i-a întâmpinat pe micuț cu multe surprize. În fiecare an s-a făcut tot posibilul, astfel încât niciun copil din comuna Bălăcița să nu rămână fără un dar de Crăciun. Anul acesta, cadourile au fost sponsorizate de Constantin Vlăduț, primarul comunei Bălăcița, și de un constructor din Drobeta Turnu Severin, care a avut lucrări pe raza comunei, deoarece este interzis să se facă astfel de cheltuieli de la bugetul local. Este o bucurie pentru noi ca administrație să putem oferi acestor copii câte un cadou de Crăciun. Avem tradiții foarte frumoase de Crăciun și pentru noi toți sosirea acestor sărbători este o adevărată bucurie, a spus primarul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț. Bucuria micuților și dăruirea cu care ne-au adus vestea cea bună a nașterii Domnului a fost răsplătită pe măsură, copiii primind de la primarul Constantin Vlăduț punguțe cu dulciuri și fructe de sezon.